slăbiciuni. S-a lovit super de anumite boli, slăbiciuni, multe probleme de sănătate. Dar nu numai boli cu pești sunt cele care ne frământă adeseori trupul și viața noastră, sunt omul suflet deseori și de boli sufletești. Haideți să vedem care sunt acestea și ce prescripții ne dă medicul pentru a rezolva și a trebui de ele. Bună ziua, doctor! Bună ziua! Mă frământ cu starea mea spirituală, care o pot explica în așa cuvinte. Când mă depărtez de Dumnezeu, când mă apropii. Știi, într-adevăr, există așa boală nestatornicie. Și tot ce îți spune despre așa bolnav, că ei cred un timp, iar în timpul încercării cade. Dumneavoastră vă prescriu următoarele medicamente. Romani 12:12, stăruiește rugăciune. Și ficul are minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri. Vă mulțumesc mult. Bine, culoarea minte să iei prescrițierea în mea. Sigur. Următorul. Bună ziua! Bună ziua, doctor! Deseori s-a cuprins o defrică. Stimată doctor, deseori s-a cuprins o defrică, mai ales că în această lume și-a învățit loc de dinceșilor. Iată, mă duceam la adunare și la întâmpinare venea șeful. Iar eu m-am întors pe altă stradă, pe el să mă vadă că eu intru în acea casă. O, aceasta este boală foarte grea. Puteți nimeni în capcană, cum se spune? Frica înaintea oamenilor pune o mreajă înaintea ta. Dar cel ce se crede în Domnul este în siguranță. Nu uitați că spartea celor fricoși este iasă cu foc. Dar această boală poate fi lecuită cu încrederea în Dumnezeu și credința în El. Repete acum după mine. Nu te frica, nu mai crede. Nu te frica, nu mai crede. Mai tare! Nu te frica, nu mai crede. Ia să vă, poți mai tare. Nu te frica, nu mai crede. Dumnezeu să vă ajute. Mulțumesc, doctorul, pentru sfat. Vă zic. Următorul. Următorul. Pot intra? Da, poftiți, intrați. De multă vreme doresc să le numeresc la dumneavoastră, dar nu mă puteam hotărâ. Care-i cauza? Păi mica nicomor. În zadar vă gândiți așa, orice boală este mai ușor de întâmpinat decât de lecuit. Ei spuneți, ce s-a întâmplat? Sunt proaspătă credincioasă și mă simt ca slăbită. Oh, este o patologie a simțămintelor. Când omul este sănătos, când omul micește, el nu se rușinează. Să spune lumii despre Dumnezeu. Iată așa are pentru dumneavoastră. Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam preacurvat și păcătos, se va rușina și Fiul Omului când va veni la slava Tatălui împreună cu Sfinții Îngeri. Acum mi se face rușine de starea mea. Bine, asta este deja o rușine bună și lasă ca această rușine să o dezvolte pe cealaltă. Sper că mă voi înțelege în Sfântul Bine, la revedere. Bună ziua, domnule. Bună ziua. De fapt, eu sunt sănătos, însă frații și surorile mele spun că tot ce am nevoie de o control medical. Și cum e cu temperatura duhovnicească? Păi, am râbdă în lucrurile lui și stau tare pe calea lui. Dragul meu om, tu ai o boală foarte periculoasă. Ea se numește sinevrirea. Ai nevoie de un tratament și încă imediat. Fiecare se trebuie de trecut cu smerenie, ținând minte de vederea unui ucenic din Cuvintele Pane. Ce se crede și stă tare să fie atent să nu cadă. Sunt ca la mare pastile din aur, dar să vă faci tot posibil. Să ne auzim de bine. Următor. Da? Boala mea este starea, aproape că niciodată nu mă simt fericită și toate că sunt trece foarte repede. Aici trebuie să facem o diagnostică. Există între starea pământească și între starea care ne apropie de Dumnezeu. V-ați aminte de tânărul care s-a depărtat de Iisus între stat? Aceasta a fost o stare pământească, pentru că el nu putea să renunțe la bunurile vieții. Această între stare se poate duce urmărind sfatul lui Iisus. Renunță la tine, ia-ți crucea și umblă. Ce ușor mi-a spuneți pe toate, dar voi încerca. La revedere! La revedere! Următorul!
Bună ziua, doctor! Bună ziua! Am o problemă la gât. Când vreau să spun ceva, tot timpul strig. În familie, la copii, la servici, chiar și între prieteni. Știți, sunt boli advăzute și boli nevăzute. Iată, tocmai la dumneavoastră aveți o boală văzută sau, mai bine zis, auzită. Această boală se lăbuiește cu balzamul bunei comportări cu cei din jur. Din cuvintele lui Pavel aflăm că, pentru a fi buni cu unii cu alții, trebuie să ne dezicem de strigăt. Așa că, pentru a ne descotorosi de strigăt, trebuie să fim miloși. Vă sfat mezea, la revedere! La revedere! Bună ziua, doctor! Ce am auzit eu stând pe hol, așteptând în rândul? Am auzit că surorile medicale vorbeau că tu le supraîncarci cu prea mult lucru. Ați stat în atâta timp pentru aceste lucruri? Ca să vă auziți? Ca să vă spun drept, asta e și boala mea. Dacă aud ceva, mai ales un secret, trebuie numai decât să povestesc cuiva. Secretele dumneavoastră tot le povestiți? Secrete? Eu nu am secrete. Despre așa bolnav, Sfânta Carte spune că nu fiți creditor în poporul tău. Trebuie să începem lecuirea imediat. Înainte de fiecare discuție, vă recomand pastila reținerii. Sunteți pe cale de a pierde încrederea în cei dragi. Oh, ce întuneric aici! Ce fereastră mică aveți, cred că vă trebuie o fereastră mai mare. Și în genere, cine v-a aranjat birou? Ar trebui o masă și niște perdele. Mă scuzați, întotdeauna sunteți în pas cu moda. Oh, da, moda este unicul lucru care nu rămâne în urmă. Da, acum este o epidemie în această boală. Cine v-a spus, când prostia trece în stare de epidemie, o numesc modă. E bine, când canele noastre corespund conștiinței, nu corpului sau coafurii, evreii doreau și spuneau că, la fel cu celelalte popoare, spunea că dacă creștinii vor căuta să fie asemenea lumii, îi va cunoaște oare Hristos când va veni? Gândiți-vă la lucrul acesta când vă vine dorul de ceva sau după ceva la modă. Gândiți-vă la cel ce nu avea nicio omăreție pe Golgota. Oh, vă mulțumesc, doctor, că mi-ați adus aminte la ce am fost chemată. Însă o fereastră mai mare nu v-ar strica aici. Mulțumesc, bine, bun. Poftiți, intrați, puneți-vă haina în cui ca să fie mai comod. Ei, comod, în comod, ce importanță are. Mie, ca doctor, îmi va fi comod dacă haina dumneavoastră va fi în cui. Dumneavoastră, doctor, eu sunt bolnav de indiferență. În primele zile eram la prima dragoste, dar acum la credința mea a devenit doar un obicei. Da, păcat că sunt și așa suflete, care aș putea lucra pentru Domnul. Sunt indiferențe. Bine că recunoașteți acest lucru și tămăduirea o găsiți tot la el, la Dumnezeu. Mulțumesc, Arden. La revedere. Poftiți, mai sunt pacienți în coridor? A, nu prea, puteți să mă examinați cu atât. Care vă este boală? Păi am o boală care mi-e rușine să spun. Sunt o leacă mai tare mincinoasă. S-a început în convorbirea cu părinții. Îmi plăcea să glumesc cu ei, apoi le spunea că nimic, dar după aceea nu mai recunoșteam. Așa, spuneți-mi, dumneavoastră, vreți să aveți ceva în comun cu diavolul? De ce spuneți? Sigur că nu. Păi să știți că diavolul în Scriptură este numit Tatăl Minciunii. Toți cei care mint îl ajută pe diavol ca să-și împlinească planul său. Însă creștinii trebuie să țină minte că orice neadevăr este minciună. Vă mulțumesc pentru spate. Dumnezeu să vă ajute. A, dar să știți că mai sunt bolnavi în coridor. Mulțumesc. Următorul. Vace cap ne aveți frumos cu mășcă, numai să-l crezi, să-l crezi. Dumneavoastră nu vă pare fereastra prea mică? Păi dar tocmai ceea ce trebuie mi-a dorit și așa ceva. Și încă ce v-ați mai dorit? Pălăreca lui Gheorghe, bicicleta ca altor film, bicicleta lui Gheorghe, nu te-aș cap mânta al tău. Și presupun că aveți durere de cap că nu aveți pălărie, vă dor picioare că nu aveți bicicletă și stomacul că nu mâncați mie proaspete. Dar și sufletul că nu am cabinet ca al tău. Nu te cheamă psalmșa de ce al dat mai dănoși și spune câterea pe ce se cadă, pentru că îmi dea pe alții și sub lumina cuvântului am înțeles că și de multe ori învide pe ce jefezi mai bine și am mai multe. Uite, când omul este sănătos, nu se poate uita la necajul altul. Dar când omul este sănătos, el este cuprins de o invidie, ce nu poate, de o invidie care nu se poate da la o parte.
Solomon spunea că invidia este un mucegai în oase. Știi ce e asta? Ceva nu bun. Aceasta este tuberculoza oaselor. Așa bolnav, greu se mișcă, pentru că oasele nu se îndoaie. Ei rămânologi. Ai vrea și tu să fii la fel? Mulțumesc că mi-ai atât confundat. Cere de la Domnul le-a culminat mulțumirea. La zi bun. Bună ziua! Bună ziua! Permiteți-mi. Da. Ați mai fost pe aici? Da, aveți dreptate. Și ce diagnostică v-am spus? Hăbărnicie am scris. Și cum vă simțiți acum? Simt puțină hăbărnicie la mine. Da, se mai observă ceva. Dar ce aveți în mână? Ce fel de carte este ce? E o carte duhovnicească. Cred că o citiți foarte mult. Oh, nu! Cartea este bună, dar atârnarea față de ea este firească. Este ușor de vindecat așa boală. Trebuie să iubești curăția și regula în toată. Și atât, la revedere! La revedere! Intrați, vă rog, familia dumneavoastră. Îmi făresc un. De ce? De ce vă gândiți? Nu știu ce-i cu mine, că mă doare atât de mult, că alții nu mă iubesc pe mine, dar este scris în Scriptură, că trebuie să ne iubim unii pe alții. Bine, dar dumneavoastră cum vă purtați cu cei din jur? Pe mama și pe tata mă sărui să nu-i supăr. Iar pe cei neapropiați, cum pot să iubesc când ei mă iubesc pe mine? Clar, sunteți bolnavi de îngânfare. Vă iubiți prea mult pe dumneavoastră și această boală este la fel ca cancerul. Apostol Pavel spunea că în timpul de pe urmă, toți vor fi iubitori de sine. Vedeți, dacă dragostea este foc, atunci iubirea de sine este un foc mistuitor. Nu vă jucați cu el, pentru lecuirea vă propun așa locuri din Biblie. Cine vrea să aibă prieteni, trebuie singur să fie prietenos. Și încă, dragostea nu caută folosul său. Slava Domnului că azi am aflat izvorul durerilor mele. Acum va fi mult mai ușor să mă liberez de el. La revedere. Următorul. Poate? Poftim, familia dumneavoastră. Vă scuzați, ce spuneți? Cum vă e familia? Ah, cum mă cheamă? Nu, familie. Surdoresc. Ce s-a întâmplat? Ceva nu mă urechi, nu am avut această frații predicatori. Ieri m-am întâlnit cu un frate care se ducea la școală bună, mi-a zis că s-a anunțat în biserică, dar eu nu am auzit. Dar știți că această boală este legată cu inima? Isaia spune la 6:10. Nu deseori ne rugăm, Doamne, Dumnezeule, apleacă-ți urechea și Dumnezeu vrea de la noi același lucru. Fiți atenți și învață și cunoaște vocea Lui. Mi-a zis că aceasta îmi mostrare și mă voi stări să mă îndrept. La revedere! Spuneți cine lecuiește toate bolile? Care este cartea care îmi spune cum trebuie să ne lecuim? Așa că Iisus și Biblia să mergem înainte. Amin.